Astăzi am făcut o vizită de lucru pe acest șantier pe care l-a început Asociația Cetatea Voluntarilor, împreună cu sponsorii de la firma Aptiv, pentru a vedea modul în care merg lucrările. E nevoie de astfel de investiții și vreau să mulțumesc din nou și celor care au contribuit financiar pentru renovarea acestei secții, dar mai ales doamnei Ana Maria Nechi Popa, care este sufletul acestei inițiative. Iată că dovedim încă o dată că atunci când se implică întreaga comunitate arădeană, reușim să facem lucruri spectaculoase. Începem prin a fi recunoscători Consiliului Județean pentru investiția făcută pe secția de neonatologie. Aparatul de radiologie este unul ultramodern cu ultimele dotări care pot exista la ora actuală. Este foarte util pentru noi, întrucât examenul radiologic este unul de rutină la nou-născuții cu probleme care se internează în terapie intensivă. Astfel că, deci, îl utilizăm la maxim. Sigur că a fost o procedură puțin mai anevoioasă, dar fără sprijinul Consiliului Județean sunt convinsă că nu am fi reușit și de aceea tot colectivul secției este foarte încântat de această achiziție, de acest aparat și, bineînțeles, de utilitatea lui, că, de fapt, serviciile noastre le aplicăm pacienților noștri, copiii. În ceea ce privește renovarea care se execută pe o jumătate de secție, la ora actuală, este un șantier în derulare. A fost foarte necesară această activitate, întrucât confortul termic era precar în sezonul rece, în sectorul unde se îngrijesc nou-născuți, într-adevăr, fără probleme de sănătate deosebite, iar investiția care se face este în beneficiul copiilor, pentru confortul lor termic deosebit, pentru protejarea lor de infecțiile care pot să apară în cursul serviciilor medicale și sperăm să ne îmbunătățim adresabilitatea către secția noastră și implicit către Spitalul Județean. Suntem foarte fericiți de modul în care merg lucrările aici. Ne-am implicat sufletește în proiectul care se întâmplă aici la maternitate și cu care o să continuăm și la Spitalul de Copii. Ne bucurăm că vedem cât de multe lucruri se întâmplă cu banii pe care am reușit să-i sponsorizăm anul acesta. E un proiect de suflet pentru noi și eu sunt mamă, am copii, așa că simt cu tot ce se întâmplă la spitalul acesta și ne bucurăm pentru orice lucrare bună care se face în Arad.